Vreți să aveți în propria grădină o atmosferă ca în delta Dunării? Nimic mai simplu, vă puteți amenaja singuri un mini-lac pe care să îl umpleți cu nuferi albi, roz sau chiar galbeni. Nu trebuie să mergeți în străinătate după ei. Îi găsiți de cumpărat în aproape orice florărie. Dacă nu știți cum să vă amenajați mini-delta, puteți să vă inspirați din modelul adoptat de Grădina Botanică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj. Aici există câteva mini-lacuri cu nuferi ce sunt înfloriți în această perioadă, iar specialiștii vă sfătuiesc să puneți în mini-lacul dumneavoastră și alte plante acvatice, cum ar fi niște ferici de apă. Plantele acvatice, care trăiesc chiar în apă, au mare avantaj, sigur că sunt în apă și n-au probleme niciodată cu apa, dar au și un mare dezavantaj că în apă se dizolvă mai greu oxigenul și atunci, ca și noi, da, în apă avem o problemă cu oxigenul. Ei, nuferii s-au adaptat foarte bine la treaba asta, ei sunt cumva în două locuri, sunt și în apă și afară din apă, pentru că, vedeți, frunzele, partea de sus a frunzelor este afară din apă, este în aer și funcționează exact ca o frunză normală de la o plantă terestră. Dar partea de sub apă, sigur că are această problemă cu oxigenul și atunci are adaptări speciale ca să reziste acolo sub apă. Avantajul de a avea un lac de dimensiuni mici în propria grădină este că apa se încălzește mai repede, iar nuferii înfloresc mai devreme. În plus, nuferii nu au nevoie de grijă specială în timpul sezonului rece. După ce vine înghețul, îngheață și florile, îngheață și frunzele, dar în mâl, acolo pe fundul apei, au un fel de cartof, să zicem așa, da? Un organ de rezistență, o tulpină de rezistență, cu care rezistă peste iarnă fără probleme, deci nu trebuie să le facem niciun fel de îngrijire peste iarnă. Așteptăm primăvara să lăstrească din nou și apoi să-și înflorească. Un plus de valoare și de frumusețe îl va da lacului dumneavoastră un nufăr sălbatic galben. Această specie nu o veți găsi în florării, dar dacă mergeți într-o excursie în delta Dunării, vă puteți aduce un astfel de nufăr galben pe care să îl aclimatizați în propria grădină.